unde ați învățat meșteșugul ăsta? De la mămica mea, mama mea, acum condea bunica întâi. Mama a învățat de la mama ei, eu de la mama mea și tot înainte. Și fetele poate învață și ele. Mai am o fată căsătorită la Meriejul, comuna Meriejul. În condie tot așa că am intrat satul ea, ea așa le face. M-am obișnuit, mi-a fost drag din dragoste, din pasiune, m-am învățat și am făcut în toate culorile. Eu le-am băgat bani în culoarea aia să prind cu altă. După cum este o combinație, nu merge din verde în albastru, se face negri. Merge roșu cu albastru, galben, portocaliu cu verde. Da. Și motivele astea ce conțin ele? Care, ce vă, în condietul, de unde vă inspirați? În condieturile vechi de la bunica mea, de atunci se trage. Și cum ne-a zis bunicii bătrâni, așa ne-a zis și noi. Cât voia ca să faceți un ou de ăsta? Ia, până le bagi mai multe culori, ia multe și ori, să știți. Nu fac mai mult de 40 de ou la zi, cu ajutorul fetei, cu toate. Până le ștergi, până le faci, le bagi în băpțel, până le mai faci în păfug, le ștergi de ceara aia. Acolo e mai greu, ștergi de ceara. Și unde ajung ouul ăsta? La oameni sau cum să zice la noi, se duce cu pască la nași, și la nași de Paște. Și fiecare duce lunașul, tort, cozonac, vin țuică și ouă în condiete. Da, așa se duce. Și faceți pentru tot satul? Sau? Tot satul, da. Care mă știe, care e în sapul apropierea mea, vine. A venit și domn primar și toți. Da. Am mai venit, am mai dus și pe de vale, alții în alte părți. Spuneați că pe vremuri foloseați culori naturale. Da, ce... era frunză de măr, roșu. Îngălbineam în coajă de măr de un domnesc, era sub vârful. Și frunza de măr roșu o uscam. După aia o fărămam bine, bine, bine și sub vârful. Le fărămam să fie cât era grămăjoara de sub vârf, atât era și de frunză. Apoi turnam apă fiartă peste ele, le lăsam o zi și o noapte, așa în felul ăla în frunza aia. Cu apă așa, după aia o scurgeam, le storceam bine, după aia mai înfierbântam un bolovan. Le mai puneam și le mai plecam și cu bolovan la fierbinte. Ne opăream până ne coceam de ne găsa frigurile. Dar ieșa frumoase, alea țineau și mult. Avea mirosul ăla de frunză, de sovârf. Dar lumea acum nu prea mai face din cauza că e mai ușor. A luat un plic de vopsie, gata, hai să le facem, câți roșii, cu cum o vrea. La noi în Vintileasca, datinile, obiceiurile, toate tradițiile acestea străvechi se păstrează și sunt încă vii. Mai mult, Vintileasca fiind o zonă izolată din punct de vedere geografic, vedeți și drumurile la noi sunt mai grele, datorită acestui fapt s-au păstrat foarte bine și s-au conservat tehnicile acestea de încondeiere și toate tradițiile acestea pascale. Asta e frunza ștejarului, asta e floarea broaștei, asta e frâul nodat, asta e dulapul, calea răsăcită pe un sfert de ou, rădașca, piaptănă, așa, asta e plosca, așa, frunza ștejarului răsucită pe ou.